Teatrul Municipal Bacovia din Bacău participă în perioada 12-15 mai 2014 la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Internațional al Teatrelor de Păpuși sub căciula lui Guguță, organizat de Teatrul Municipal Guguță din Chișinău. Băcăuanii vor pune în scenă spectacolul Aladin, semnat de regizorul Gheorghe Balint. De câțiva ani nu știu de cât timp nu mai fac spectacole pentru o anumită categorie de vârstă, pentru copii sau pentru adulți. Se fac spectacole de familie pentru copii, părinți și bunici. Cred că esențialul este să spui o poveste, să emoționezi. Cred că teatrul a început cu povestitorul, cum e și în Aladin, cu acei oameni care mergeau prin deșert cu Camila după sare, după surcele și seara se adunau în jurul focului și stăteau de vorbă. Povesteau. Cred că aceea e una dintre primele forme de teatru. Povestea. A declarat regizorul Gheorghe Balint referitor la acest spectacol al său. Alături de spectacolul Băcăuani din România au mai fost selectate să participe la actuala ediție producții propuse de Teatrul de Păpuși Prichindel, Alba Iulia, Teatrul de Păpuși Puc, Cluj-Napoca, Teatrul Luceafărul din Iași și Teatrul Dramatic Fanny Tardini, secția Teatrul de Păpuși Gulliver din Galați. De asemenea, vor mai fi prezente trupe din Republica Moldova, Rusia, Ucraina, Kazakhstan și Bulgaria. Cu emoție în grai, în ghilimele, vă mărturisesc că suntem extrem de fericiți că, iată, că teatrul nostru, sub această invitație primordială, are marea ocazie de a-și etala, în ghilimele spus, spectacolul nostru Aladin și Lampa Fermecată, pus în scenă de către regizorul nostru Băcăuan Gheorghe Balint. Artiștii păpușari băcăuani vor urca pe scena festivalului marți 13 mai de la ora 13. Scenografia este semnată de Edi și Liliana Lașoc, iar muzica poartă semnătura lui Ciprian Manta. Următoarea reprezentație a spectacolului Aladin pe scena Teatrului Municipal Bacovia a fost programată pentru marți 27 mai, ora 10.